S-a zvonit în Mahala că joi va fi nunta mea. Cu muzică daianaltă la toată lumea să placă. Tot cuvint de murfat lar, că-s fată de lăutar, că-s fată de lăutar. Bine! Ador. Tot cuvint de murfat lar, că-s fată de lăutar, că-s fată de lăutar. Tot cuvint de murfat lar, că-s fată de lăutar, că-s fată de lăutar. A-a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 -
Ce frumos are să fie când o fi la colonie, când o veni în unii mari, însoțesc de lăutar. Cu țărbe de dup pe gât, în satârne de pământ, în satârne de pământ. Cu șerbe de dup pe gât, în satârne de pământ, în satârne de și cu poșulețe în mână să joace ora împreună. Și la stânga și înapoi, maneaua ca pe la noi, maneaua ca pe la noi. Jucăm să cântăm așa, maneaua ca-n mahala, maneaua ca-n mahala. Bravo! Bravo tuturor! Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Nu mai pot cu voi, sunteți foarte frumoase! Nu mai am cuvinte să vă admir în această seară. Fiecare rochie, cred că ați stat foarte mult fiecare dintre voi. Cu ce să mă îmbrac în finală? Ce să așez pentru momentul acesta? Foarte frumos! Felicitări! Să auzim! Bogdan, te rog! Mă bucur că am cinstit-o pe Gabi Luncă și de data aceasta, cum am făcut-o și la ultima finală de la Vedeta Populară, acum că s-a terminat proba de muzică lăutărească și am înțeles că toate concurentele noastre și-au ales cântece de la Gabi Luncă. E o dovadă încă o dată că repertoriul ei stă în continuare în picioare și eu îți spun că și la concerte și la spectacole, astea sunt între cele mai primite cântece, mai ales aici, la noi, în partea de sud, mă refer, nu m-aș referi în toată țara. Deci una peste alta, felicitări, mi-a plăcut și textul. Cu versurile astea de mi-au amintit de pe vremea când se făceau serenade pe la geamurile cucoanelor. E adevărat de către bărbați, nu de către femei, dar nu o să intru neapărat în subiectul ăsta. Felicitări, Ioana! Vă mulțumesc tare mult! Cornelia, te rog! Ești deosebit de frumoasă, Ioana! Deosebit mulțumesc, de frumoasă! Îți vine atât de bine rochia, ești o încântare! Doar să te privim, dar apoi să te mai și ascultăm cântând. Știu că nu ești familiarizată cu acest gen muzical și că este greu, e o provocare, dar tocmai de aceea sunt frumoase provocările. Mi-ai plăcut? Maxim. Vă mulțumesc mult. Cu mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Începutul a fost riscant. Foarte riscant. Adică ai început pe voce, tu erai pe ăsta și dirijorul cu orchestra trebuie să fie pe ton. Să poți continua riscant. Nu comentez. Sigur, a fost un moment plăcut, dar atenție pentru viitor. Doamne ajută. Mulțumim. Niculina. Foarte. Noi, generația noastră, n-am avut parte de așa ceva la o vârstă atât de fragedă și fără experiență. Asta înseamnă foarte mult. Așa dincolo este. De prezența în emisiune, de experiența pe care o aveți fiecare dintre voi, mi-a plăcut foarte mult
gestul acela al tău din număr, așa. Un gest pe care îl fac femeile din etnia romă foarte ușor și foarte degajat și le stă atât de bine. Și tu l-ai făcut frumos și discret și exact așa cum fac ele, când atrag atenția atât cât trebuie să atragă atenția. Pentru că ei sunt o etnie extraordinară, au în sânge muzica, patima, iubirea, sunt frumoși în esența lor. Te felicit din tot sufletul și îți doresc din tot sufletul succes. Mulțumesc tare mult! Mulțumim! Eliza Stan. Pe toată perioada în care tu te-ai prezentat la acest concurs, ai avut un parcurs bun. Iar acum, iată, ai făcut față cu brio și la această probă, care, da, este chiar o provocare, ai dreptate, dar tu, fără să-ți însușești cumva maniera în care se interpretează aceste cântece, ai reușit să-l interpretezi în stilul tău propriu, dar foarte frumos și adevărat. Bravo! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim și noi și succes! Ne vedem mai târziu! Băi, dar frumoasă ești, mă, Ioana! Bună seara! Ioana! Oprește-te, stăpânește-te. Dar trebuie să scap de ce e mai greu de spus. Zi. E foarte frumoasă. Eu spus mult. Până acum toți băieții de pe aici. Ne pare e adevărat. Mulțumesc mult. Plăcere. De fiecare cred dată important. E diferit. Da. Rochia e superbă, da? Și e prima rochie neagră cu auriu. Și negru bate în seara asta. Deci 3-2 pentru negru. Ioana, ținem pumnii. Vă mulțumesc. Te așteptăm la propunerea următoare. Doamne ajută să fie bine. Cu ceva înainte. Doamne ajută. Mulțumesc.